Salut! Suntem în data de 1 noiembrie și este din nou foarte cald și secetă. Este ora 12 și sunt în tricou. Sunt 21 de grade afară. Asta în partea de centru-nord a județului Argeș. Mult prea cald. Seceta își spune cuvântul. Pământul este uscat, iar pomișorii, mai ales cei noi plantați, au nevoie de hidratare suplimentară pentru că altfel nu vor supraviețui. Tot în această perioadă trebuie să udăm pomii pentru ca aceștia să-și refacă rezerva de apă, să poată diferenția mugurii vegetativi de mugurii de rod. Așa că umiditatea din partea de sfârșit a anului, din sezonul de toamnă-iarnă, este foarte importantă pentru viitoarele producții de anul următor. Nefiind precipitații, trebuie să adăugăm apă. Asta am făcut și eu astăzi. Am hidratat pomișorii cu câte 10 litri de apă. Este o operațiune necesară, dar anormală pentru data calendaristică. Din nefericire, este singura soluție pentru ca acești pomi să supraviețuiască, să rămână viabili, pentru ca și în anii următori să ne bucurăm de fructe. Dacă și voi aveți pomi noi plantați, recurgeți imediat la udări suplimentare ca să le asigurați aportul de umiditate de care acești pomi au nevoie. Tot astăzi, după ce am udat, am mulcit baza acestor pomișori noi cu iarbă proaspăt cosită. Această iarbă va asigura o protecție împotriva uscăciunii suplimentare, împotriva evaporării și va constitui și o bază de nutrienți și minerale în momentul descompunerii. Atât pentru astăzi, până la viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi. Udați pomișorii!